Vă salut, dragii mei! Inima mea nu cunoaște granițe, iar imaginația deja v-a dus în fața mea. Vă cunosc chipurile, v-am urmărit zâmbetul data trecută, iar acum continuăm o experiență a unității în duh și în cuvânt. Subiectul de astăzi se află în Evanghelia Sfântă după Matei, la capitolul 25. Dar nu vreau să încep tema sau dialogul, discuția până când nu clarificăm introducerea. Rostul introducerii care este? Creează nevoia. Adică apare o necesitate. Noi suntem adventiști de ziua 7 și suntem fericiți, nu spun mândri, că nu este potrivit dar suntem mândri, de experiența pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o gratuit prin faptul că cunoaștem pe Dumnezeu nu doar Evanghelia în mare, ci cunoaștem tot planul de mântuire, așa cum cred că nu există în lumea aceasta o altă biserică care să dețină cunoștința completă. Noi suntem Recunoscător lui Dumnezeu pentru uh, darurile Lui. Avem însă o problemă. Pe cât suntem noi de plini de informație, de plini de doctrină, de plini de viziune, de profeție, de perspectivă, de așteptare, pe atât se ascunde sub această plinătate o problemă foarte serioasă. Nu știu, vă amintiți voi că s-a distribuit cu o lună și ceva în urmă raportul Barna în care noi care suntem fruntași în înțelegerea scripturii parcă suntem coada oștirii. Bine, raportul este mai vechi, e făcut doar în statele unite, nu reprezintă pe toți, poate nici nici grupul de uh, test. Nu știu, segmentul n-a fost ales după Anumite criterii, deși grupul Barna este un grup serios. Și întrebarea mea este: de ce la rugăciune suntem ultimii? Și de ce la misiune suntem tot ultimii? Păi dacă noi avem această imensă lumină, oare nu ne împinge lumina, nu ne obligă lumina să o ducem altora? O ascundem sub ce? Sub cunoștințe mi și cu asta și vrea să încep ca o ilustrație, mi-amintesc de o parabola lui Soren Kierkegaard care povestește că există undeva în lume un oraș al rațelor. Bine, e o ficțiune, evident, dar imaginează-ți că sunt case în care locuiesc rațele, șosele, mașini, autobuze, biserici, instituții, catedrale. Și rațele, în stilul lor, mac, 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 merg la treabă, își văd de treabă, mac, mac, vin înapoi, mac, mac, mai discută. Iar Duminica, pentru că el reflectă mentalitatea evanghelică luterană, Duminica se adună toți la biserică. Și îți dai seama cum mac, 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 vine legănându-se în frunte, merge bătrânul cu baston, dă primul mac ca semnal se așează în strane, în bănci și începe slujba. Iar pastorul, același pastor care a fost chemat și ales pentru că este puternic în cuvânt, începe predica. Aceeași. Rațelor, mac, voi sunteți păsări, mac, 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 voi sunteți chemate să zburați, înălțimile sunt ale voastre, vă așteaptă înaltul, să fruntați lumina, nori, soarele, mac, 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 mac. Voi nu sunteți legate de pământ, voi sunteți zburătoare, aveți aripi puternice, zburați, trebuie să zburați, mac, mac, mac. Se termină slujba cu un mac amin și pleacă acasă legănându-se, mac, 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 ca să se întoarcă următoarea duminică să audă din nou în alta lor chemare și favoare de a fi păsări și de a zbura. Și întrebarea este, de cât timp se tot vorbește despre evangelizare în sus, evangelizare în jos? Pou! Sunt seminarii, sunt materiale, sunt conferințe, jurăminte, rugăciuni. Există un pattern prin care toate mișcările religioase trec. Iar paternul acesta se cheamă a man, a movement, a machine, a monument. Și se pare că nici o mișcare nu este scutită să cunoască aceste patru faze. Un om, un știu, eu, reformator, după el followerii, a movement, merg pe jos cu steagul, cu prigoana, până când devin atât de mulți că trebuie să se organizeze și atunci devin o mașină Mașina merge perfect. În mașină nu trebuie să umbli tu pe jos, stai pe scaun și se duce mașina. Dar încetează activitatea personală, pentru că oamenii stau. Mașina merge, dăm bani, face adra, dăm bani, merge TV-ul, dăm bani, merge tu. Iar noi ședem, iar această ședere însemnează condamnarea la moarte, a monument, ultima etapă. Și întrebarea mea este, care e motivul pentru care nici noi nu ne-am putut sustrage? În așa fel încât de la mașini să apară din nou movement, să meargă mașini, movement, mașini, movement, tot în sus. De ce trebuie să coborăm în jos? Iată, am încheiat introducerea și am ajuns la temă. Mărturisesc că sunt strâns din spate cu numărătoarea ceasului, țac, țac, pentru că am lat supus și n-am voie decât 35 de minute. Mă voi stădui să spun totuși ce e mai important. Și am aici o parabolă în, în Matei, capitolul 25, care sună așa atunci împărăția cerurilor se va asemăna. Apropo, vă amintiți voi ce a însemnat atunci când am tratat parabola fecioarilor? Atunci însemnează că se referă direct la timpul sfârșitului, adică la timpul pe care noi trăim. Și atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om. Și acum aș vrea să nu citesc ca să fac o economie de minute. Gândește te numai. Este vorba de niște robi. Foarte interesant. Nu știu dacă în epoca noastră cuvântul rob mai are semnificații. Pentru că noi suntem născuți în libertate, suntem stimulați să avem liberul arbitru, să ne manifestăm, a, știu, libera expresie. Totuși, aici e vorba de robi. Iar dacă noi ne considerăm robi. Oh, aici este, cred că, macazul care desparte pe cei care sunt cetățeni onorabili, dar liberi, și cei care au spus, Doamne, eu sunt robul tău. Robul este ipostaza lui Isus, robul Domnului. Este ipostaza lui Pavel. Practic, un rob este unul care și-a predat alegerile, prioritățile și nu are decât un singur interes în împărăția cerurilor, onoarea lui Dumnezeu. Eu mă întreb în ce măsură suntem cetățeni liberi ai țării libertăților America sau suntem robi? Și spune că un om era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Ai putea să mă ajuți tu? Ce crezi că este avuția încredințată? Am făcut o cercetare să văd cam ce gândesc oamenii despre avuție. Și că Evanghelia este avuția. Evanghelia, bun. Doi, mântuirea e avuția, bun. Doctrina e sfântă. Poruncile. Mesajul Scripturii. Eu cred că toate aceste răspunsuri bune nu sunt averea, ci doar sacul în care sunt puși galbenii sau talanții. Dar atunci, care este avuția pe care Dumnezeu vrea să ne -o încredințeze nou sau ne-a și încredințat-o, iar noi vrea ca să El vrea ca să o multiplicăm? Am să spun o întrebare. Care crezi tu că este cel mai mare lucru de preț de pe pământul ăsta? Poți să ai bani, dar dacă îți lipsește acel ceva, n-ai nimic. Poți să n-ai nimic, dar dacă ai acel ceva, ai totul. Eu am fost în țări sărace și am fost în locuri în care 80% din populația din Uganda, pe care am vizitat-o, n-au servit și ei trăiesc doar pentru rădăcina din spatele casei, ca să aibă, se cheamă, economia de subsistență. Dar știți ce am văzut? Gura la urechi. Era erau fericiți, erau bucuroși. Averea care este? Ce anume au ei și dispare tot mai mult în societățile foarte avansate? Păi au fost oameni care s-au întors din Germania, Franța, Italia, Spania, America, Canada, pentru că acolo lipsea ceva, acest ceva, acolo era individualism și lipsea eh? dragostea. Fii atent! Evanghelia e dragoste, mântuirea e dragoste, poruncile e dragoste, legea e dragoste, totul e Dumnezeu e dragoste iar avuția pe care El ne-a încredințat-o nouă și pe care trebuie să o dăruim este dragoste. Și spune, îndată cel ce primise cinci talanți s-a dus și a pus la negoț. Că unul a primit cinci, altul doi și unul a primit un singur talent. Să nu ne înșelăm, talentul nu este știu, eu, un taler sau un ludovic sau știu eu un taler. Nu, Talentul este un sac, am mai discutat, până la 52 de kilograme. După unele surse, în timpul lui sus, era talent de 52, după altele doar de 34. Depinde în ce zonă sau în ce timp, sau nu, nu mă cer pe subiectul acesta. Dar un talent sau o avuție, chiar și un talent, era imens. Cel cu 5 talanți îi pune la negoț. Ce este negoțul? Hai să spun. Ești serios. Eu vin la tine și zâmbesc. Ce se întâmplă în chipul tău? Ce se reflectă imediat? Ah, dragostea se mulțește. Și cunosc istoria unui criminal, vreau să ți o spun pe scurt, era Kim Shin-jo. Kim Shin-jo. Un nord corean, grad de locotenent tânăr. El și împreună cu o sută au fost chemați pentru o misiune specială și antrenați Timp de șase luni, în condiții extreme, în munții din nordul Coreei, Hotarul cu China. Ei trebuia să intre în Corea de Sud, îmbrăcați în ținuta știu, armatei sud-coreene, deci să, să dispară diferența, să fie camuflați de uniforme, să intre și să-l ucidă pe președintele Coreei de Sud. Dintre toți aceștia au fost aleși 30. Erau cei mai buni. Iar cel mai bun lider era Kim și jo Ca să treacă din Corea de Nord în Corea de Sud, erau o grămadă de bariere. Au reușit, au trecut prin sate sud și au spus, vă ucidem pe toți dacă scoateți o vorbă. Și cred că unul dintre ei rămânea prin sate ca să fie pregătit să-i împuște pe toți. În fine, în 21 ianuarie, au reușit să ajungă în Seul. Când să intre în perimetrul, au ajuns la vreo 150 de metri de, de locația unde se afla președintele și unde trebuia să vină. Au fost însă depistați și atunci au început un schimb de focuri teribil. Cole, acolo era și un autobuz cu elevi de școală și au murit 40 de inși. Din toți aceștia, 29 mor. E de că nu, odată mor vreo 21, rămân uh, 9, ăștia mai mor, mai sunt împușcați. Iar el, singurul care scapă, e locotenerul Kim Shin jo și este prins. După o săptămână de fugărit, îl prind îl bagă la un arest rapid interrogatorii. Nu vrea să spună nimic. Este plin de ură. Ar bate dacă n-ar fi legat, iar, iar omorâ. Și spre că un an de zile primește toată, știu eu, toată mizeria condiției de, de spion sau, sau killer plătit ca să Numai că în timp ce lucrurile erau împotmolite, pentru că omul nu vrea să spună nimic, apare un general. Un general care nu îl tratează cu dispreț, ci cu respect. Sigur, la început nu l-a crezut. Dar omul continuă să-l viziteze, îi aduce și mâncare. Nu-i cere nimic, doar demonstrează, era creștin, bunătate. Și între timp, o angajată intră și ea pe rol, Hua, h w Hua, care era creștină. Iar relația care, sau știu eu, iradierea dragostei dintre cei doi către el, pe care îl consideră fratele lor, produce în om o schimbare atât de mare, încât nu doar că a spus tot și a dat pe față tot, dar deodată a înțeles că lucrurile stau altfel. Iar el a fost eliberat, condiționat, apoi a urmat biserica și acum este pastor creștin într-una din marile biserici din Coreea A apărut în 2000, 2010 uh, într-un program de CNN. Auzi, asta însemnează să multiplici dragostea. Ca tu din dragostea, dragostea se multiplică. E averea care trebuie pusă la negoț și multiplicată. E formidabil acest gând și plin de încurajare. Acum însă avem cinci talanți puși la negoți de către primul, doi talanți puși la negoți de al doilea, ele se dublează, iar tu îți crește sufletul de fericire numai că era unul cu un talent. Iar istoria lui este parcă oglinda a ceea ce se poate petrece în adventism. Nu peste tot și nu cu toți, dar e atât de bine ca să ne, să ne uităm în, dincolo de cuvinte în istoria mea. Cel ce nu primise decât un talent a venit și a spus, Doamne, eu sunt convins că așteptat, așteptat să vină stăpânul. Să arate că sacul e plin, nu lipsește nimic. Îți amintești că fiul risipitor a risipit tot. E, eu nu. Iată, ce mi-ai dat e aici. Și anume, în versetul 24, cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care se ce de unde n-ai semănat și stângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Frumos! Oare? Hai să discutăm puțin argumentele lui. Ci că știam că ești om aspru. Spune-mi, Dumnezeu este iubire sau e dreptate sau e amândouă? Discuția în general este că Dumnezeu este dreptate, este și iubire, dar nu e doar iubire, este și dreptate. Iar aici este una din ideile schizoide. Ca și cum dreptatea există fără iubire. Tu știi ce e dreptatea? E iubirea în acțiune. Uite-te la porunci. Uite-te la ce spune Hristos, să iubești. Asta e împlinirea legii. Dreptatea este fața externă, vizibilă, a iubirii dinăuntru. Cine, cine iubește nu calcă vreo lege. Dar ideea dreptății ascunsă în sufletul tău și al meu, mă conduce neapărat că e, Dumnezeu este și drept și la un moment dat se va schimba din iubire, se va preface un foc. Din păcate, mentalitatea de unde decurge totul sau prima idee, primul domino, piată de domino care lovește pe toate, este Dumnezeu este un judecător, este retributiv, justițiar, contabil, care ține contul tuturor problemelor noastre. Și vezi că ai greșit? Cum să te mai întorci la Dumnezeu? Nu poți să te întorci. Iar această mentalitate, Dumnezeu este un Dumnezeu aspru, ne conduce la teologia păcatului. Adică. Dacă faci păcate, Dumnezeu nu te iartă. El iubește pe cei buni, pe cei răi, cum se iubească. E o problemă serioasă. Sunt conștient că cei mai mulți dintre frații și surorile mele se raportează tot timpul la un Dumnezeu care notează în raportul vieții toate relele. Bine, Rele, groaznic. Sigur că păcatul întristează pe Dumnezeu. Dar teologia păcatului se leagă un Dumnezeu judecător. Și ar trebui să discutăm puțin despre judecată. Sigur, Dumnezeu va face o judecată. Dar judecata lui nu este prin lege, ci prin Hristos. Stai, ce am zis. Ia gândește-te. Judecata lui Dumnezeu nu este în funcție de ce, ai, ce scrie și ce ai călcat. Pentru că atunci nimeni n-ar putea să fie salvat. Ce este prin crucea lui Hristos care a plătit tot. Iar cel care îl primește pe Hristos, care ajunge într-o relație de, de părtășie cu Hristos, acela nu mai e judecat prin lege, ci prin Hristos. Ia uite ce spune în Ioan 3,18. Oricine crede în el nu este judecat. Și Ioan 5,24. Cine crede nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Tu îți dai seama că mentalitatea unui Dumnezeu, aspru, un om aspru, asprime, un Dumnezeu retributiv și judecător, conduce la teologia păcatului. Iar teologia păcatului mi-a fost frică, zice el în versetul 25, mi-a fost frică și m-am dus Și ți am ascuns talentul în pământ. Teologia păcatului naște frica, iar frica paralizează. Tot ce poate face un om în frică este să conserve, să păstreze. Vezi? Îi las doi riscă. Riscă să piardă, riscă să. Știu eu, e un risc dacă dai. Nu, uite, a, a căzut o bancă mare, Silicon Valley Bank, care poate va conduce la un efect de domino, din nou o criză mondială. Cine știe, poate nu. Dar îți dai seama, riști să dai la negoți. Mai bine îi ascunzi în pământ. Și asta frica te conduce. Iar frica e rezultatul teologiei greșite, rezultatul unei imagini ale lui Dumnezeu greșite. Și care este rezolvarea? Preocupare egocentrică. Totul este ca tu să nu ai nicio lipsă. Este sfințenia personală. Ne facem program, uh, inventarul Sufletului, oare cu ce am mai greșit, ce ar trebui să nu greșesc. Spunea chiar Morris Vanden într-o carte pe care o citisem de demult, că dacă unui sau nu Moris un altul, ris, spune că dacă unei adventiști ar spune mai o jumătate de trăit, după aceea vei fi împușcat. Ce ar face adventistul? Și în carte spunea că s-ar pune pe genunchi și ar începe să-și verice viața sfată dacă e vreun păcat nemărturisit. Și după ce trece jumătate vrea ar spune, mai dăm jumate. Pentru că păcatele, memoria, ce istoria păcatelor, aceasta este concepția legalistă, în care eu sunt preocupat de mine. Și observ, legalismul se află aici, în versetul 24, și că se cede unde n-ai semănat și strânge unde n-ai vânturat. Eu am făcut, nu tu. Eu. Eu, dacă fac păzesc legea, eu împlinesc poruncile, eu ascult ca să fiu mântuit. Auzi, casă. Păi mântuirea nu e casă. Și pentru că sunt mântuit, ascultă legea. Iar cei mai mulți ținem sabatul ca să fim mântuit, face misiune ca să fim mântuit. Greșit total. Și toate vin din teologie greșită. Iar un legalist ajunge invariabil la ura pentru păcat. El e mistuit de ură, nu de iubire de Hristos sau de seme. Ură de păcat, ură pentru păcătoși, fi atent, de aceea totul să ne retragem, să fim cât se poate de depărtați și nu e rău din punct de vedere, dar e foarte grav din punctul de vedere al misiunii. Nu ca și să primesc, ci ca să dau. Ca să primesc trebuie să fiu departe, dar ca să dau trebuie să fiu aproape. Asta e diferența de a fi prietenos și a fi prieten. Prietenul și dă și primește. Prietenosul doar dă. Ori ca să fii prietenos, ai nevoie ca să te apropii de oameni. Dar dacă ei sunt păcătoși, eu îi urăsc. Urăsc și păcatul și păcătoșenia și păcătoșii. Și de aici vine moartea misiunii. Și acum stăpânul se mi-a zis, rob viclean și leneș. Ho. Viclean? Da. Pentru că ales o parte, știi că legalismul este mult mai mai ieftin, mai ușor de realizat, nu trebuie să-ți iei timp de rugăciune, nu trebuie să ai relații cu Dumnezeu, e destul doar ca să faci și să nu faci, to do și to don't. Ei, cam asta este mentalitatea, e viclenie, pentru că ați luat timp să ai o relație cu Dumnezeu ca să primești aurul, să-l poți multiplica. Și având bucuria să-l multiplici, a, nu, nu-l multiplic. Și atunci, deci ești leneș, neproductiv. Fiți atenți, dragii mei. Eu sunt foarte conștient că nu toți suntem chemați să predicăm, să mergem în Africa sau să fim colportori. Dar dacă viața mea fundamental nu este structurată și nu este în esență o viață de mărturisire, nu a limbii, ca aia stentari, ci a dragostei, dacă nu este o mărturie a dragostei, atunci, dragul meu, dacă tu te ești ca să te sfințești, e așa numita sfințire prin ședere, ai auzit? Cu cât roz mai bine banca, cu atât vei fi mai mântuit. Ei bine, suntem la ultimul, ultima sentință, pe robul acela netrepnic. În greacă spune inutil. Aruncați-le în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Dragul meu, sora mea, fratele meu, unde e talentul? Mai știi loc unde le-ai ascuns? Apelul, Dumnezeu ne-a dat parabola pentru noi. Scoate talentul din pământ. Trebuie o reformă. Nu merge în stilul de viață, și hai, uite, sâmbătă după amiază, mai dăm și niște broșuri. Facem două ore, stăm oamenii, și apoi noi ne vedem de televizor, de viață noastră, de golf, de joacă, de pariuri, de filme, de ce vrei tu? Dumnezeu nu acceptă, sau nu că nu acceptă, nu-i vrednic de noi și nici de slava lui, stilul egocentric, egoist pentru noi. Mai întâi trebuie să ne schimbem modelul, imaginea de-ți pe Dumnezeu, ceea ce este foarte important. Dacă ne umplem noi de averea lui, poate nici n-am primit-o, a, a rămas talentul la botez, la, pe marginea bazinului de botez și ne-am plecat tot fără el. Vreau să spun povestea unei femei. Mary Antonia Clark. Mary Antonia Clark. Femeia aceasta. Uh, Latinos, căsătorită cu un american, bogat, tipul era necustor, și tatăl ei, tot mare necustor, avea un Beverly Hills, dacă ai auzit unde este, o, o, un mansion, adică nu o casă, o, un căsoi. Viață ușoară, călătorii prin lume. La un moment dat divorțează de primul soț, apoi divorțează și de al doilea soț. Din motive, poate necredincioșii lor, nu ni se spune. ce de că familia a trăit o viață de belșug, de opulență, de tot ce vrei și tot ce pochtești. La 40 de ani avea mai mulți copii, 4 sau 5. La un moment dat află că în Tijuana, Tijuana se scrie, Tijuana, la câțiva kilometri în Mexic, Există o vestită pușcărie la Tijuana și este cea mai ticăloasă pușcărie din Mexic. Se numește La Mesa, în care sunt îngrăbătiți 7500 de deținuți. Numai că pușcăria nu este o pușcărie stilul nostru. Adică ziduri, și acolo sunt oameni în celule, și este doar o curticică unde fac exerciții. Nu. Este un sat înconjurat, bineînțeles, cu ziduri, dar acolo fiecare, casa lui, căsuța lui sau o chirie, pot și munci, pot juca, pot... Iar ei sunt păziți de afară. Și ea, împreună cu un preot, a început să meargă, să ducă haine, lucruri. Asta la 40. După 12 ani, ceva se întâmplă în viața ei. Își dă seama că doar acest, acești saci de bunuri aruncate în pușcărie, nu misiune. Și Mary Antonia Clark, la 52 de ani, în 1978, se mută în închisoare. I se dă o celulă, iar ea, ca să imprime, o fi fost catolică, ca să imprime și demnitatea chemării ei, și-au confecționat-o uniformă de călugăriță. Și a început să visteze pe deținuții cei mai răi. Și spune că le săruta mâna și ei sărutau mâna ei. Cu ce pot să te ajut? Vreau să te ajut. Și curând ea devine Madre Antonia sau Îngerul din Închisoare. Și pentru că era călugărița, dar nu avea cruce la gât, deținuții au făcut un crucifix din cuie și sârmă de cupru și a fost crucifixul ei. Era călu, catolică. Nu mă interesează asta. Interesează că ea a scos talentul și parcă e mai bună ca mine. 30 de ani stă cu ei. 30 de ani trăiește cu ei, mănâncă cu ei, face totul cu ei și moare acolo. Dar vreau să spun un lucru. La 20 octombrie 1994, deja era madre Antonia, din cauza nenorocirii și a, a sărăciei și a vieții de mizerie, are loc o rebeliune în închisoare. Ăștia reușesc să pună mâna pe armele gărzii, începe un foc și atunci, în mijlocul mitralierelor, apare ea și spune Stop! Opriți! Toți iau mâna de pe trăgaci, fumegă, morți în jur și a spune copiii mei, fiii mei, puștele aici, chiar acum, Dumnezeu ne privește, Dumnezeu e cu noi și vă vom ajuta. Iar ăștia, înfierbântați, pun de pun puștile de pe, știu, din pichete, oamenii își opresc treaba, îi scapă de cea mai cumplită moarte. Ce spui tu de acest om? îngerul din închisoare. Nu cred că trebuie tu să mergi în Mexic și stai în cea mai mizerabilă închisoare. Eu cred că Dumnezeu are un plan cu tine. Și fii atent. Crezi că e întâmplător că păcătosul de mine a trebuit astăzi să vă vorbesc? Eu cred că e un plan divin. Nu e un plan omenesc. Și amintește-ți ceva că există undeva orașul rațelor și că rațele acestea sunt de treabă, cu minți, țin duminica, respectă pe părintele, merg la catedrală și la toate apelurile rațelor. Voi sunteți păsări! Mac, mac, mac! Aveți aripi! Mac, 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 mac! Voi trebuie să zburați! Mac, mac, mac! De unde pleacă, cum au venit cuvintele acestea vor fi și la mine, și la tine, auzite în ziua judecății. Dar să nu fie. Să le auzim acum și să se întâmple ceva cu păcătosul de mine și cu tine și cu tine și cu tine. Dumnezeu să lucreze. Amin.